Chiar dacă stau de veche de la un capăt la celălalt al plajelor pentru ca turiștii aventurieri să aibă o vacanță liniștită, fără incidente, salvamarii sunt de multe ori ținta vorbelor de ocară. Pe lângă faptul că scoatem copiii din apă, îi ducem la părinți, le atragem atenția la părinți că sunt în pericol copiii, ne dau dracu, ne înjură, ne vorbesc urât. Turiști puțin educați, fumează, aruncă chiștoacele în nisip. Chiar adineauri am atras atenția la un băiat, se făcea că plouă. Fel și fel de cazuri. Avem de-a face cu oamenii și sunt multe cazuri la noi pe plajă. Mulți turiști cred că sunt mai puternici decât valurile și ignoră avertismentele salvatorilor, fără să conștientizeze că și-ar putea pune viața în pericol. În cazul acesta, dacă intră în apă, riscă viața și riscă viața copiilor. Iar noi suntem, e datoria noastră să intrăm, să ne riscăm și noi viața și să intrăm să-i scoatem și pe ei. De la începutul anului și până în prezent, 19 persoane au fost salvate de la un nec de salvamarii de pe litoral.